Vă salut dragii mei prieteni, în primul rând vreau să-mi spuneți dacă vă place tricoul meu, pentru că dacă vă place puteți să câștigați și voi unul și nu doar un tricou, un kit întreg de suporter pus la dispoziție de Betano, sponsorul campionatului european de fotbal, am, cred că vreo 10 la dispoziție, o să vă zic exact ce trebuie să faceți ca să câștigați așa ceva. Imediat după ce o să vă arăt biletul cu numărul 2 de la proiectul All 4x4, 4. am făcut o pauză cam de o săptămână la acest proiect pentru că n-am fost eu chiar foarte încrezător în în meciurile care au fost în ultimul timp și uite că am fost chiar inspirat Pariul cu numărul 1 l-am câștigat acum o săptămână, când am avut și uh, ediția de Bet Builder Live. O să mai prindem una pe optim. Uh, iar acum, pe pariul cu numărul 2, pentru cei care uh, nu mă urmăresc de foarte mult timp, să știți că obiectivele acestui proiect sunt de a prinde 4 pariuri de cota aproximativ 4 consecutiv câștigătoare și prin reinvestirea în totalitate a câștigului în sistem Olin. Eu plec de la 100 de lei și ați văzut că anul trecut am ajuns pe la 5.000 și ceva de euro, da? 25.000 de lei este câștigul practic. Na, puteți face și voi un calcul dacă luați 4 la puterea 4. -a, cred că ajunge la 256, dacă nu mă înșel. da. Hai să lăsăm vorbăria, știți foarte bine că Betano are o grămadă de oferte, mai ales acum în timpul campionatului european și în timpul Copa America, pentru că și acolo este sponsor Betano și trebuie să profităm de ele, sunt misiuni zilnice, intrați în fiecare zi pe aplicație și vedeți ce puteți câștiga. Dacă nu aveți un cont, vă las în, pe grup meu gratuit de Telegram, dar găsiți și în descrierea acestui clip un link prin care vă puteți înregistra și puteți profita și de o ofertă absolut gratuită fără condiții de primă depunere. Hai să vedem să vedem așadar ce am jucat la pariul cu numărul 2 pe care îl puteți vedea și voi chiar acum pe ecran, a mers așa la Spania cu Georgia, Spania că va câștiga în timp regulamentar, Na, aici cred că n-ar trebui să avem emoții, și Spania sub 2,5 cartonașe. Teoretic nu ar avea de ce să intre prea dur Spania, mai ales nu ar avea de ce să riște să ia avertizmente jucătorii spanioli gândindu-se că ar putea exista pericolul de suspendare în fazele următoare. Germania cu Danimarca, minim un gol Germania, peste 5,5 cornere în meci și peste 4,5 șuturi pe poartă, bineînțeles cu ajutorul opțiunii Bet Builder de la Betano, care ne permite să plasăm mai multe selecții din cadrul acelui meci pe același bilet de pariere, așa cum Știți foarte, foarte bine. Cel al treilea meci, Austria cu Turcia, 1x și peste 1,5 goluri în meci. Ar trebui să avem spectacol. Ultima dispută dintre cele două a fost un 6 la 1 încântător, chiar dacă a fost un meci amical. Iar ultima selecție, Portugalia se califică în dauna Sloveniei și uh, Portugalia înscrie minim un gol. Avem o cotă finală de uh, 3,97. Am mizat. 408 lei, adică tot câștigul de la pariul precedent și în cazul în care vom bifa și acest pariu și zic eu că avem șanse destul de bune, am ajunge pe la 1621 de lei câștig pe care îl vom reinvesti pe pariul cu numărul 3, bineînțeles, dacă ne ies socotelile. Știți cum se întâmplă, câteodată socoteala de acasă nu e la fel cu cea din târg, adică Doamne ferește să apară vreun cartonaș roșu sau ceva prin prima repriză să ne strice socotelile așa cum am pățit-o la Ecuador cu Venezuela care ne-a stricat frumusețe de bilet la cotă 300 și ceva. Dar nu nimic noi ne facem datoria ne vedem de treabă. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și da, credeți că am uitat nu? de concurs așadar 10 kituri de suporteri din partea Betano un tricou ca acesta, o eșarfă, o chestie din aceea pentru apă, parcă un tote bag, o să vedeți voi despre ce este vorba, lăsați-mi în comentarii scorul corect în timp regulamentar la România cu Olanda. Da? Deci scorul corect mă interesează la finalul celor 90 de minute dacă intrăm în prelungiri, ceea ce sper că se va și întâmpla și o să batem la penalturi. <laughs> Dacă intrăm și în prelungiri, nu mai contează golurile, eventualele, eventualele goluri marcate după aceea. Deci scorul corect la acest meci la finalul celor 90 de minute. Cei care vor ghici, dacă sunt mai mult de 10, o să fac o trageri la sorți și vor putea câștiga un kit complet de suporter din partea sponsorului principal al Euro 2024, Betano. Dacă vreți, eu pot să vă zic de acum că o să fie 1-1 la finalul celor 90 de minute și... După cum am mai zis, o să batem la penalturi ca apărăniță 2 unul pe stânga și unul pe dreapta. Da, acum depinde de voi dacă aveți și voi încredere în intuiția mea. Vă doresc un weekend cât mai profitabil și hai România!